Polițiștii și jandarmii botoșaneni au luat la picior ieri mai multe câmpuri de la marginea unei comune, căutau trupurile a doi bărbați care au fost dați dispăruți de ceva vreme. Sperau să le găsească acum că vegetația s-a uscat. Localnicii sunt convinși că vecinii lor au fost omorâți, nu însă și oamenii legii. Desfășurate activități de căutare și scotocire, având în vedere datele care s-au obținut pe parcursul desfășurării anchetei și faptului că vegetația din zonă a mai dispărut, permițând astfel căutarea în amănunțime a locurilor. Polițiștii sperau să găsească trupurile celor doi bărbați, unul de 74 de ani, celălalt de 82. Căutat din câmp, a fost poliția cu jandarmi, cu oameni de gardă, au fost căutat toți fântânile, prin scufărișuri, era porumb, nităiet. Localnicii își amintesc și acum ziua în care a dispărut vecinul lor de 82 de ani. Și s-a dus să vadă terenul, a dus să vadă terenul și nu s-a mai turnat apoi, s-a dus. Nu mai vin. La sfârșitul verii, un alt localnic a dispărut în condiții similare. Omul s-a dus să vadă fasolii. Vecinii sunt convinși că cei doi bărbați au fost uciși. După operațiunea de ieri, polițiștii nu mai sunt la fel de siguri.